Pentru marea majoritate dintre noi, persoanele cu dizabilități nu există sau cel puțin ne prefacem că nu există. Astăzi însă oamenii invizibili au zâmbit, nu numai pentru cadourile de Paște generoase pe care le-au primit de la Asociația Județeană a Persoanelor cu Dizabilități Prahova, ci și pentru faptul că aici au fost tratați cu blândețe și dragoste. E mai mult. Adică sunt oameni care se implică. Se implică pentru că e greu, trăim într-o societate în care persoanele cu handicap se descurcă mai greu. Se descurcă mai greu. Suntem prezenți aici cu toții, nu dintr-un act de milă și pomană, să nu se înțeleagă greșit pe televiziune, dintr-un act de mărinimie și de între noi la asociație să facem un lucru frumos, să atragem oamenii care să vină cu drag aici să discutăm, nu neapărat că pentru pachete sau pentru altceva, nu, să discutăm, socializăm, să fie bine între noi ca să ne cunoaștem cu atât mai bine fiind mai mulți. Aceste pachete sunt bine primite și ca un cadou de la iepuraș, cum s-ar spune, înainte de sărbătorile de Paști, dar și când s-a mai întâmplat și astea, deci n-am făcut-o din motive de că neapărat de milă sau de altceva, nu. Într-adevăr, sunt oameni necăjiți care au pensii foarte mici, care se descurcă mai greu, dar astea sunt ceva normal pentru că oriunde se ajută oamenii între ei să facă cadouri și e ceva normal să se întâmple într-o asociație unde să fim cu toții uniți. Ce înseamnă aceste mici cadouri făcute de asociație pentru dumneavoastră înainte de Paște? Faptul că se tot vehiculează, adică accentuează că, virgulă, cancerul este o boală necruțătoare, la noi contează foarte mult, adică în ceea ce mă privește, eu sunt operată de 9 ani de cancer, la noi contează foarte mult, cel puțin în ceea ce mă privește, contează foarte mult vorba. Vorba dulce, mult aduce. Vă bucură pachetul de astăzi? Vă ajută în vreun fel? Ne și bucură, ne și ajută, mai ales că sunt sfintele sărbători de Paști. E un lucru bun. Cinste conducerii, pentru că ei, dacă nu erau ei, nu s-ar realiza. Suntem bucuroși că ne-am reîntâlnit câțiva dintre noi care ne mai cunoaștem, ne spunem ideile, problemele. Chiar dacă avem probleme, trebuie să muncim. Munciți undeva? Nu. Casa, agricultură. Faceți agricultură? Da. Molivadă, solar. Marius Chereș, președinte al Asociației Județene pentru Persoanele cu Dizabilități, de doar câteva luni și voluntar aici de 18 ani, a reușit să facă foarte multe pentru cei 700 de membri. Bucurie mare astăzi la sediul asociației pe care o conduceți. Care este motivul? Motivul este ceea ce de fapt facem de mulți ani încoace. Vrem să le facem niște cadouri pentru sfintele sărbători de Paști și de data aceasta ne-a ajutat Dumnezeu și am avut niște sponsori mai darnici, mai sufletiști și am putut să facem niște pachete mult mai consistente față de anii trecuți. De fapt, eu sunt președinte în această asociație doar din septembrie anul trecut. Am format un nou comitet de conducere și împreună vrem să facem lucruri mult mai bune pentru asociație. Suntem mai motivați și vrem să găsim oameni motivați printre membrii noștri. Apropo de asta, eu vreau să vă spun că vreau să descoper abilitățile persoanelor cu dizabilități și să încercăm să construim pe ele și să, cel mai important lucru, să-i redăm societății, să-i redăm familiei din punct de vedere moral, pentru că sunt multe frustrări atunci când ai astfel de probleme de sănătate. Aș vrea să-i ajut să se simtă ca niște oameni normali. De aceea am și ajutat în primele luni ale anului, deci din ianuarie până acum, aproape 20 de persoane să se angajeze. Și mulțumim celor care au înțeles nevoile lor, problemele lor și i-au primit cu căldură și le-au oferit toate condițiile. Cea mai mare problemă cu care se confruntă asociația este lipsa unui sediu adecvat, aceștia fiind nevoiți să renunțe la aparatura și dispozitivele oferite de o fundație germană pentru că nu aveau spațiu în care să le amplaseze.